Finalul de an aduce un bilanț pozitiv în activitatea Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin. Conducerea organizației trage linia și concluzionează că în 2016 a reușit să împrumute și să ajute financiar și mai mulți membri cotizanți decât anul trecut. Am, uh... Acordat împrumuturi în valoare de 112 miliarde de lei, deci 112 miliarde de lei la un număr de 4.260 de persoane, este cu ceva mai mult decât anul trecut. Carp Reghin oferă mai multe tipuri de ajutoare nerambursabile membrilor săi, care numără acum aproximativ 11.500 de persoane. Dăm ajutoare de deces, dacă are, sunt necesare, și mai ales pentru urmași. Anul acesta am acordat ajutoare de deces la 362 de, în 362 de cazuri, valoarea ajutorului de deces se ridică la 206.832 de lei, deci peste 2 miliarde de lei vechi. Ajutoare pentru probleme deosebite care apar în, în viața membrilor noștri, și aici ne referim la bor grave, la accidente, la un incendiu, am dat 123 de ajutoare, în valoare de 45.240 de, de, lei, deci 45 de milioane de lei. Dar acestea nu sunt singurele tipuri de ajutoare oferite anul acesta de organizație. Pentru ochelari, de asemenea, acordăm o compensare a cheltuielor pentru ochelari și care au fost 451 de cazuri cu o valoare de 9.960 de lei, ajutoare pentru tratamente 136 cu 4.110 lei, excursii 4590 de lei la 199 de persoane și proteze de dentare și lucrări de dentare la 315 persoane în valoare de 7620 de lei. Excursiile efectuate prin intermediul organizației sunt un capitol de mare interes pentru membrii cotizanți, care astfel se pot bucura de momente de neuitat, vizitând locuri impresionante și socializând. Deci tot așa o compensație dăm destul de mică, 300 de lei la o excursie, dar care se plătește odată pe an. Deci dacă uh, să fac mai multe excursii într-un an și participa o persoană la toate excursiile, o singură dată primește. Anul acesta am uh, organizat cinci excursii, din care două au fost în străinătate și trei în țară. Am avut o excursie în Spania, una în Grecia și trei în interiorul țării, toate foarte reușite. Începem anul viitor cu o excursie în Benelux, deci în, în, în Olanda, Belgia și Luxemburg care va fi în 22 uh, aprilie 2017 și unde locurile deja sunt ocupate. Pentru finalul acestui an, Carp Regin pregătește un revelion al vârstnicilor, la fel ca în ultimii ani, la care se poate înscrie oricine care plătește taxa și dorește să petreacă la un restaurant din oraș la cumpăna dintre ani.